Uneori când e înghesuială în București, cum e acum pe Maghieru, îi ascult sfatul lui Mircea Albulescu, unul din cei mai mari actori pe care noi am avut vreodată. Am filmat de mult un format de televiziune cu domnul Albulescu, el era în jurul și eu îl prezentam și după filmări îl aduceam din când în când acasă. Îl lăsam în parcarea asta pentru că locuia aici, în blocul ăsta de pe Maghieru. Și pe drumul spre casă, când totul era aglomerat, domnul Albulescu mă sfătuia să ascult teatru radiofonic. Mircea Albulescu a fost unul din fondatorii teatrului radiofonic. Îi ascult sfatul din când în când. Dramatizare liberă de Mircea Albulescu. Aștept să treacă aglomerația și în parcarea în care de obicei lăsam pe domnul Albulescu bea un ceai din termosul celor de la Drinkwell. 750 de mililitri are termosul ăsta și uite, e personalizat cu numele meu. E o variantă bună de cadou, puteți să-l personalizați cu orice nume sau cu orice altă inscripție. Are și un LED aici care îți arată temperatura ceaiului sau temperatura cafelei pe care o bei. O variantă bună de cadou în perioada asta, mai ales că e o reducere de 15% dacă puneți codul NEGRU15. Ăsta e blocul unde locuia, zona unde locuia domnul Albulescu. Și ascult sfatul. Ați ascultat Bătrânul și Marea de Ernest Hemingway. Dramatizare liberă de Mircea Albulescu.